Atunci să strângem semnăturile necesare. Lucrurile se vor schimba dacă Klaus Iohannis o să insiste cu această marionetă a lui în funcția de prim-ministru. Noi mergem până la capăt. Vreau să vă zic că... Ia uite, au rămas fără banner și au strâns bannerele cei de la PNL, dar sunt prezenți în sală. Și au pregătit și ei o mică coreografie, că noi eram pe stadion și noi eram cu circul. Asta e coreografia pregătită de cei de la PNL. Pot să iau și o plăcută, mi-o pun acolo în față. Ce drag, dar da? Eu auzi, știi că premierul nostru este finanțist. Ne va scris cea mai singură ecuație, PSD, USR Plus. Premierul vostru este o marionetă, nu e finanțist. Domnul Bulai, vă zic eu adevărul. Vă zic eu adevărul. E domnul Bulai de la USR aici, l-ați văzut, îl cunoașteți bine. Vorbeam cu Bulai. Moțiune de cenzură. Ne punem și noi din asta aici. Și penalilor. Jos guvernul. Așa. Gata, ne-am pus și noi. Bine. În vreme ce fraierul a fost mai comparat în guvernarea PNL, USR Plus-ul de mereu. Gata, da. Am reușit să strângem voturi de la toate partidele pentru a-l da jos pe Câțu. Asta, că e finanțist și a ajuns la concluzia asta. USR plus aur egal PSD. Eu cred că un finanțist trebuie să știe mult mai multe decât atât. Ăștia sunt peneliști noștri, dar nu toți peneliști. În PNL sunt foarte mulți patrioți, în PNL sunt foarte mulți oameni în regulă și chiar buni finanțiști. Cum îl cheamă pe expertul de la PNL în economie? Bogdan Glăvan. Bogdan Glăvan, de exemplu. Dar a fost ostracizat de gașca lui Câțu. Și putem discuta. Pentru că e criticat de asta, da. Nu prea sunt binevenite criticile la adresa finanțistului. Așa a zis domnul Bulai. Asta e domnul Bulai, ce să-i face? L-ați văzut în primul rând? Nici măcar niște bannere n-au fost în stare să țină la etaj. Asta e. Acum se citește moțiunea de cenzură de către senatorul Romașcanu. O să vă arăt pas cu pas până la numărarea bilelor din urnă tot ce se întâmplă aici în Parlament. Mai ales la alimentele de bază, 14% și medicamente plus 25%. Cursul valutar doboară zi de zi maxime istorice, ceea ce înseamnă, pe scurt, rate mai mari la credite, creșterea prețului facturilor și scumpirea bunurilor din import. Dreapta a impus românilor datorie care... I-ați văzut pe Dan Vâlceanu și pe Florin Câțu, singurii care au mai rămas acum prin guvern. Acuzația lor era că noi suntem oamenii rușilor. Noi suntem oamenii românilor, spre deosebire de ei. E o mobilizare atât de mare și nu le vine unora și altora să creadă că gata, intră în istorie. Vreau să vă povestesc ce au făcut, cum au încercat să ne cumpere parlamentari. Este lângă noi Ciprian Titi Stoica, deputat de Timiș, venit din Marea Britanie. Și la Ciprian și la Ringo Dămureanu, care e acolo, și la Darius Pop, deputat de Maramureș, au venit mai mulți negociatori. Da, George Simion Aur, live din Parlament, promite să arate pas cu pas ce se va întâmpla acolo până la numărarea voturilor. A vorbit despre scenariile care se fac în prezent pe scena politică și a venit de asemenea cu o viziune proprie despre ceea ce ar urma după moțiune.